Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare cod galben de precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului până pe data de 14 februarie la ora 10 la munte, iar în noaptea de marți spre miercuri trecător și în zonele mai joase de relief din Transilvania și Moldova se vor semnala precipitații mixte. În intervalul menționat, temporar, se vor semnala precipitații în aproape toată țara și se vor acumula cantități de apă în general de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, îndeosebi în sud-estul teritoriului. Marți, vântul se va intensifica în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridional și în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 60-80 de km pe oră, iar temporar și în regiunile estice și local în cele vestice și sud-vestice, în general cu viteze de 45-55 de km pe oră. De asemenea, până pe data de 13 februarie, ora 12, meteorologii au emis o atenționare cod galbene de precipitații însemnate cantitativ și ninsori la altitudini de peste 1500 de metri, în intervalul menționat în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, precum și în zonele montane aferente, va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat de 50 de litri pe metru pătrat, la altitudini mai mari de 1500 de metri, îndeosebi pe parcursul zilei de marți, în Carpații Oriental și în Meridional vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă local consistent.